Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Etalare pentru jumătatea lui ianuarie, februarie, martie, cât vreți voi să fie. Etalare mai scurtuță despre voi și o anumită persoană o veți recunoaște, sper să o recunoașteți. Da, nu știu de ce la voi nu merge blitzul, nu știu de ce nu vrea să fie. La capătul setului de cărți, 10 de cupe. Interesant, doi de bute. Cineva ar trebui să aleagă într-o nouă pasiune care poate să creeze stabil... E o nouă pasiune care... Între doi oameni care pot să fie foarte stabil împreună, poate este un soț și soție, un moment de pasiune care să ducă către un cuplu și un copil, dar trebuie să vă gândiți bine. Eventual, dacă sunteți semne de pământ, posibil o pasiune a unuia față de o altă persoană, față de care se simte euforică, a apărut, să zic, un al treilea element asul de bâte. Și acest personaj trebuie să se gândească, regele de monede eventual. Se gândește ce fac, ce aleg. Relația de lungă durată, tradițională, sau această nouă pasiune cu care simt că pot să fiu stabil, dar în plus, față de stabilitate, am și pasiune, am și emoții. Am și euforia asta. Soarele, nu Venus ascendent, nodul nord în Capricorn, o dată, de două ori. De trei ori. O amânare în manifestare interesantă a venit asta și la pești. O amânare în ceea ce se dorește a fi manifestat, dar amânarea este ca să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și ca să aveți timp să vă eliberați de o karmă. De karmă. Asul de monede. Regele de foc. 10 de spade. Și 10 de cupe. Wow. Pentru această fericire, euforie, bucurie maximă, trebuie să alegeți cu încredere. Cu încredere, cu determinare, cu pasiune. Pasiunea aceasta, atracția asta să fie și creatoare, nu doar sexy. Da? Eventual, unul dintre persoanele rămase în urmă pentru a fi cu acest personaj, cineva se va simți trădat. În acest început, super pasional și euforic, cineva se va simți trădat. Ce de spade. Asta e, nu putem să-i mulțumim pe toți. Bine, voi alegeți ce credeți. Dar luna... Deocamdată euforia asta este în secret. Dar sunteți puternici împreună. Apare puterea, eventual femeia puternică. La capătul setului de cărți, valetul de cupe. Ia să ce simt. Cineva vrea un nou început pentru care e dispus să lucreze. Asul de spade, 8 de monede. Și nu doar să muncească, să inițieze. Să inițieze o întâlnire, o comunicare în care să exprime și pasiunea, dar și dorința de implicare, de investiție în această relație, în acest nou. Și eventual să-și ceară niște scuze sau să exprime emoții, de parte din emoții. Da, ce mai e de partea cealaltă? Interesant, aventura și casa. O aventură în afara casei, totuși. Sau în afara culturii, în afara sistemului în care ați fost crescuți, educați unii dintre voi. Asta văd, asta transmit. Pentru cine? Vom vedea. Asul de monede. Poate să fie o colaborare pe termen lung, cu potențial de succes pe termen lung. 10 de cupe. O nouă relație. Poate. Dar hai să le clarificăm. Regele de bâte, o persoană determinată, plină de pasiune, de creativitate, care se conduce și care e conducător.
Zece de spade, un personaj care se simte trădat în această poveste, am repetat. Ia, clarificăm asul de monede. Că am văzut mai devreme și asul de spade și asul de băte. Sunt niște începuturi. Dar, asul de băte. De monede, pardon. Pentru Capricorn vorbim, da? Poate cineva cu marcajul zodia Taurului. Sau semn de pământ, poate. Totul mă pare valetul de coate, dorințe. Trei de monede. Trei de monede sunt zodia Capricornului, dar nu doar. Acest as poate să fie un potențial al locului de muncă sau un potențial de creștere împreună. Dar, repet, apare un personaj și un cuplu. Personajul acesta să atragă atenția. Voi atrageți atenția altora sau unei persoane care intră în cuplu? Sau invers? Da? Dar trecând peste acest potențial, poate să fie și o oportunitate la locul de muncă prin care puteți să creșteți, să fiți deasupra tuturor, să fiți conducători. Și de aceea unii se vor simți trădați, nevăzuți. Clarificăm regele de bute. Asul de bute. Dar ce repede a venit? Mai e ceva. Și spânzuratul. Iar după o perioadă de stagnare, de amânare, apare această idee cum să faceți bani, cum să creșteți spiritual și cum să vă conduceți viața. Un mesaj. Evident că poate să fie și o atracție teribilă față de cineva. Al doilea as. După o perioadă de stagnare, eventual într-o relație clasică, tradițională. Pare ceva ce vă aprinde călcâile, ideile sau vouă sau lor. Aveți opțiuni. Sunt opțiuni. Da, ia uite, într-o situație în care un personaj, semn de pământ, pare plictisit, stabil, da, ok, are bani, da, ok, dar e închis, plictisit. Apare, ia uite, șase de bâte. Acest personaj care atrage atenția, bărbat, femeie, nu contează, atrage atenția, toată lumea se uită la ei, are victorii. Da? Are opțiuni. Și dintre toate opțiunile există și potențialul de a comunica și de a crea ceva eventual în acest context. Mai vedem. 10 de spate. Am zis că etalarea e scurtă, vreau să fac etalare mai scurtă. Pentru cine se potrivește, vom vedea. Un 3 și vom vedea 10 de spate. Regele de monede, 9 de cupe și valetul de monede. Interesant, iar apare regele de monede și l-am văzut mai devreme lângă regina de monede. Dar apare și 9 de cupe și 10 și 9 de cupe. Da, regele de monede e ok, în principiu e satisfăcut, dar are inima blocată. Are inima blocată. S-a gândit la confortul său, pe termen lung. S-a gândit tot timpul la confortul său, dar i s-a blocat inima. În ce sens? Scuzați-mă, Doamne ferește, nu vreau să manifestăm așa ceva. I s-a împietrit, să zic. I s-a împietrit inima. Însă apare această nouă pasiune. O să vedem ce înseamnă și 10 de cupe. Dar mesajul pe care l-am spus la început rămâne valabil. Acum adăugăm altele. Își dorește să ofere din ce are, din prea plinul lui, cuiva. Cuiva. Poate acest as de monede. Oferă cuiva care merită, care atrage atenția, care nu-i plictisit, plictisită de viață. Interesant, apare cavalerul de cupe și valetul de cupe. Aș spune o comunicare nu doar face-to-face, dar și de la suflet la suflet.
Niște evenimente neașteptate vă... Sau niște evenimente neașteptate îi aduce pe acești oameni, nu știu ce sunt, partenerii voștri sau prieteni sau rude, îi aduc într-o situație în care ar spune că își găsesc sufletul pereche. Valetul de cupe, cavalerul de cupe. O simplă comunicare duce la o comunicare mai profundă, mai emoțională și apoi din ce în ce mai emoțională. Și acest eveniment apare tocmai pe... Asul de cupe și asul de monede. Apă și foc. Nu vreau să zic foc, apă și pământ. Dar apare și foc, asul de cupe. E un început pentru cineva din viața voastră. Poate pentru voi, sper să fie pentru voi. Dar dacă nu e pentru voi, e pentru cineva din viața voastră. Mai vădăm. Vedem o carte după valetul de monede, ce ar mai fi? Asta s-au răsucit. Sunt niște cărți răsucite. Aici e. Wow, diavolul. Niște cărți, s-au răsucit niște cărți aici. Diavolul, 4 de monede. Moartea și 5 de monede. Dragii mei, nu asociez diavolul Capricornului. Îmi pare rău, să facă alții. Dar e o situație, e o tentație interesant, e o tentație. Cineva trăiește o relație chinuitoare, din punct de vedere emoțional rece, cu probleme karmice, cu probleme de sănătate, poate și financiare, în care s-a pierdut credința. Dar se pune capăt acestei relații și acestei, să zic, închistări. Printr-o tentație. E o tentație care apare în viața unuia. E o tentație în secret. S-au amestecat cărțile. Unele sunt cu fața, altele cu spatele. Acum o să le mai amestec. Dar interesant, care ar fi mesajul? Ce nu ați văzut, începe să vedeți. Ce nu ați văzut, începe să vedeți. Și vreți să vă eliberați de această confuzie și amărăciune și durere în care unii dintre voi a stat. E o suferință ca 10 de spade l-am revăzut lângă 7 de cupe, o suferință din cauza unor iluzii. Mai dăm totuși după valetul de monede. Ce ar mai fi o carte și apoi 10 de cupe? Că e mai scurtă etalarea, dar văd că se complică totuși. Dar pare, poate să fie un triunghi amoros cu 3 de monede? Poate, poate. Nu e obligatoriu, dar se poate. Ia uite, 4 de cupe. Da, cineva vrea să ofere un dar, o întâlnire și să creeze o relație stabilă, dar, dragii mei, nu plictisitoare, nu stagnantă, vibrantă. Și dacă rămâne cineva în urmă, acel personaj se va simți trădat. Dăm pe 10 de cupe, clarificăm 10 de cupe. 10 de cupe. Posibil cineva stă într-o relație pentru un copil. Da, relația e satisfăcătoare, e stabilă din punct de vedere fizic. Aveți tot ce material, în fizic, material, aveți tot ce v-ați dorit. Sunt niște satisfacții, aveți un copil, aveți o casă, dar ceva lipsește, vibrația, nu știu. Interesant, 10 de cupe a fost clarificat de puterea. Doi oameni puternici care se transformă. Ăsta este visul cuiva, al vostru sau al persoanei la care se vă gândiți. Se dorește călătoria. Cineva vrea să facă ofertă cuiva.
De a fi împreună, de a fi puternici, de a fi fericiți. Mai dăm o carte pe putere. Și pe 10 de cupe. 10 de cupe și putere. Lumea, măi. Și iar cavalerul de cupe. Comunicarea clară și din suflet. Dacă a fost separare între voi, se vrea apropiere, că lumea înseamnă și apropiere, încheierea distanței sau altor probleme care, eu știu, au fost între voi sau deschiderea unui nou capitol pentru a fi puternici și fericiți. Cum dacă sunteți o singură persoană? Repet, puteți să creșteți financiar, să aveți o idee cum să deveniți liderii vieții voastre, conducătorii vieții voastre, după ce până acum a stat agățați în karmă și în alte situații în care v-ați sacrificat. Vedeți lucrurile altfel, aveți o idee. Da? Aici e lumina, aici este asul de vâtei. Ideea cum să fiți învingători, cum să fiți conducători. Da, aici. Cum să vă conduceți proiectele, cum să vă lansați asul de bâte și asul de monede. Da? O idee cum să faceți bani și să creșteți. Pentru că v-ați săturat să fiți la pământ. V-ați săturat să fiți la pământ, să fiți dobărâți de unii de alții. Eu știu... Iar o energie masculină, regele de monede. Vreți să fiți stabili, să vă bucurați de ceea ce ați creat profesional și să creați și stabilitate în relațiile pe care le aveți. Eventual, unii dintre voi vreți să investiți în casă. Valetul de monede vrea să investească în casă. Pentru ce? Decorațiuni? Poate, nu neapărat. Sau să restabilizați casa? Poate, unii. După această creștere financiară, asul de monede, regele de monede. Eu dau acum mai multe variante. Și dacă investiți în casă, vă puteți simți în siguranță, puteți să vă întâlniți cu oamenii pe care îi vreți, oameni puternici. Pentru că voi deveniți puternici, vreți oameni puternici ca voi. Dacă până acum ați fost la pământ, ați înțeles că ați atras un anume tip, tipar. Am încercat să dau mai multe variante, dar ne mai dăm totuși pe lume încă o carte. E o nouă lume, e un nou capitol în viața voastră, repet, în care vreți să fiți puternici, să vă transformați și să vă atrageți un personaj care să vă protejeze, care să vă înțeleagă, cu care să... Dar, repet, nu e chestiune doar de stabilitate și creștere financiară, cât emoțională, energetică. Să aveți pasiuni, chiar dacă sunt diferite, să vă completați, uite, cavalerul de spade. E o comunicare. E un nou început. Da, e o trădare, e o singurare pe care le lăsați în urmă. Vă regăsiți echilibru emoțional, începeți să iubiți, dincolo de problemele prin care ați trecut. Dar probabil am senzația că cineva de acasă va încerca să vă blocheze. Nu. Voi nu mai vreți. Nu mai vreți să aveți încărcă. Iau-te, 10 de spade și 10 de bâte. Nu mai vreți să aveți încărcă, să începeți acest an iar cu responsabilități, iar cu sacrificii, iar cu dureri de spate. Interesant, tabele reprezintă dureri de spate, da? Și de picioare. Nu, vreți altceva. Eu asta simt. Vreți altceva. V-a săturat? Iar. Să vă bateți capul cum să faceți bani, vreți să vă echilibrați, vreți oameni care vă alină și vă susțin în munca voastră, eventual când aveți stresuri la muncă, să vină sufletul pereche, să vă mângâie, să vă alinte. Aici este cuplu fericit, 10 de cupe. Da, și sunt niște persoane invidioase care se vor simți trădate, care se vor uita tot timpul la acest nou început. Asta simt. Eu știu pentru cine o fi. Hai mă dăm pentru 3 de monede. Ia să vedem. 3 de monede.
valetul de bute. Iar asul și valetul de bute. E ceva, o scânteie, un personaj original, inovativ, atractiv, cu care puteți crește. Deci pasiune care se transformă într-o stabilitate și financiară și emoțională. E ceva, ceva. Voi trebuie să recunoașteți. Și vor fi invidioși, aș spune. Da, posibil să fie. Dacă sunteți în cuplu, să fie ceva ce vă va atrage atenția. Ori vouă, ori lor. Dar pentru orice moment de fericire cu cine e această nouă persoană, mamă, ce invidie, ce mistificări, ce bârfe, ce sentimente de trădare, de drame, aș spune. În fine, asta aud, asta spun. Lucrurile sunt mai profunde decât par. 22 să însemne ceva pentru cineva. Concentrați-vă pe dragoste. Concentrați-vă pe dragoste. Unii dintre voi aveți de protejat un copil sau copilul interior. Cu alte cuvinte, nu vă mai sacrificați în 10 de spade, 10 de bâte. Da, și spânzuratul. Chiar încercați să vindecați copilul interior lângă oameni care mai, sunt divini. Sunt divini. Un mesaj. Macul. Macul să însemne ceva pentru unii dintre voi. Iar euforie, opium, probabil, iată. Exprimați-vă dragostea. Iar, am zis, unii veți dori să vă exprimați dragostea prin cadouri. Printr-o întâlnire, să scoateți pe cineva la întâlnire. Deci, vreți să vă dați șansa la dragoste, dar nu cu oricine, evident, și să iertați ce s-a întâmplat în trecut. Pentru că dragostea adevărată nu poate să vină decât prin iertare. Acțiunile de vorbesc puternic. Că o să fii voi că este persoana din preajma voastră, veți trăi și veți vedea. Sper să vă distingeți poziția. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau!